Alex, știm că, mă rog, știam cu toții că în general parcul e așa pentru alergare, pentru plimbare ușoară, dar de fapt putem să facem niște exerciții foarte, foarte eficiente pentru noi, chiar folosindu-ne de tot ce ne oferă parcul. Așa e? Sigur că da, sunt multe persoane care au aleg să vină în parc, să alerge, să facă diferite activități sportive și atunci este foarte eficient să îmbinăm utilul cu plăcutul și anume putem folosi accesoriile care sunt în parc, cum ar fi obiectele, de fapt, băncuță, gard, pom, putem să le folosim pentru antrenamentele noastre și totodată dacă mai avem niște accesorii, niște benzi elastice, un TRX, cum este la mod acum, le putem folosi pentru a face exerciții. Ne pot ajuta să depășim pragul acela de monotonie și să reușim să îmbinăm utilul cu plăcutul, să fie cât mai dinamic și eficient pentru obiectivul propus de noi. Dar spunem, exercițiile astea pe care le facem în parc sunt la fel de eficiente ca cele pe care le facem, de exemplu, într-o sală de fitness? Sigur că da, dacă sunt foarte bine construite și puse la punct de un antrenor, atunci cu siguranță te vor ajuta să-ți atingi obiectivul propus și vei reuși să-ți atingi și planul pe care ai vrut tu să-l ai. Adică vreau să am un posterior mai bombat, vreau cum fetele vor de obicei, vreau să mențin decât tonusul muscular sau vreau să mă pregătesc de o condiție fizică, cu siguranță aerul liber în parc, natura în general ne ajută să ne oxigenăm creierul mai repede și să fim apți pentru a putea face tipurile acestea de exerciții. Perfect. Hai să vedem ce putem face. Sigur că da. Să începem cu băncuța. Prima dată la băncuță. Da. Putem să începem cu exerciții pentru brațe, pentru triceps, pentru mușchiul de la revedere, cum îl numim noi cu toții, fetele de fapt. Depărtăm picioarele, spatele drept. Bun. Îndoim coatele. Ok, 1, ne ridicăm, 2, 3, 4, 5, 6, acest tip de exercițiu îl putem executa 12-15 repetări, timp de 4 ori, da? 4 serii. Atenție, stop! Bun, foarte bine, dacă tot am început cu partea superioară, o să avem flotări, da. Depărtăm picioarele, bun, și... Îndoim brațele, pieptul în față. Pieptul vine în față, depărtăm picioarele, bazinul mai jos, lasă bazinul mai jos. Acolo, 1, 2, bun. Asta e greu pentru să o fată. Ca să-ți iasă bine. Doar aici faci puțin, flexezi brațele. Hai să vedem. Bun, depărtăm picioarele? Da. Și, nu, palmele tot timpul. Exact așa, bun, și îndoim. Bun, 1, perfect. 2, excelent. Și 3, bravo. În felul acesta lucrăm partea superioară, da? Uh-huh. Atenție. Stop. Foarte bine. Revenim aici, începem cu cățărări. Să lucrează și brațele și abdomenul în același timp. Aici. Bun. Exact. Adică un alt fel de alergare. Alergare pe loc. Exact. Da? Bun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Foarte bine, bun! Continuăm tot cu abdomen, da? Stăm puțin pe spate, picioarele sunt întinse și forfecăm. Picioarele puțin mai sus, mai sus. Acolo, perfect, întinse, exact. Așa, hai și... Bun, perfect! Abdomenul încordat, așa? Abdomenul încordat. Excelent. Lucrează partea inferioară a abdomenului. Bun. Atenție, stop. Din poziția care suntem, tragem genunchii către piept, să lucreze și partea superioară a abdomenului, da? Vârfurile nu sunt jos, tot timpul sus vor rămâne. Și 1, perfect. 2, excelent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Foarte bine. Aceste exerciții au fost pentru partea superioară, cât și pentru abdomen. Ce putem face cu banca? Putem acum să începem cu partea picioarelor, da? Ok. Bun, și anume, punem un picior pe vârful pe bancă,
piciorul de sprijin puțin mai în față și o să îndoi exact picioarele, exact, bun. Avem 8 repetări pe un picior, 8 pe celălalt, perfect. Atenție, stop, schimbăm piciorul. Foarte bine, cum te simți? Super. Super, bun. Spatele drept? Da. Piciorul mai în față? Bun, vreau pe vârf să stea, exact. Și suntem siguri că o să îndoim piciorul din spate. Unghi de 90 de grade vreau. 1, hai. 2, ducem greutatea către spate. Și 2, perfect. Altă treabă. 3, excelent. Și 4, foarte bine. 5, 6, atenție. Stop, foarte bine. Următorul exercițiu, dacă tot este atât de intens, putem să ne sprijinim cu palmele pe spătarul băncuței, spatele drept. Da. Și vreau piciorul din spate, da, să-l ridicăm. Întins. Bun. Revin. 2. Foarte bine. Asta e mai simplu, că am făcut gimnastică. 3. Da, este pentru începători acum. Dar propun acum să-ți arăt și pentru avansați, adică pentru tine. Ce vom face? Ridicăm piciorul. Da. Da. Și revin cu el jos, dar nu mai ating solul. Hai. Și atât, coboară mai mult. Acolo și sus. Și sus. Excelent. Excelent. Cum este acum? Este într-adevăr pentru avansați, nu? Da. Atenție. Stop. Foarte bine. Wow. Excelent. Da? Acesta a fost un exercițiu pentru fesiere, quadriceps și bicepsul femoral. Puteți să vă faceți și pentru coapse, pentru aripioare. Okay. Da? Ne ridicăm, duc piciorul în lateral și puteți să ne ținem amândoi de mână. 3, piciorul mai pe mijloc, te rog. 2, 1 și ne îndreptăm și 1, cobor. Piciorul tot timpul drept la când cobor. 3, drept. Nu-l îndoi deloc. 3, hai, așa. 4 și 5, haide, 6, excelent, 7, 8, foarte bine, bun. Mamă, deci mi-e frică de asta. Coatele apropiate de trunchi, mai depărtate picioarele, da. Și vină mai în față puțin. Așa, te lași puțin pe spate acum, acolo și îndoi picioarele și brațele întinse. Aici, perfect, și te ridici, 1, ăsta e. 2, foarte bine. Și 3, haide. Și 4, bine. 5, ăsta e, hai. 6, bun. 7 și încă una. 8, cobor. În poziția care sunt de acolo, brațele sunt întinse. Am sărituri scurte de pe loc. Hai. Și 1, da. 2, excelent. 3, foarte bine. 4, 5, 6, atenție, și că una. Stai, bravo, excelent, bravo, foarte bine. Urmează următorul exercițiu, pas fandat înapoi, spatele drept, da, mă ridic și lovesc. Pas fandat înapoi, trag coatele pe lângă mine și lovesc. Ia să vedem, apropie, vină mai în față, spatele drept, bun. Piciorul stâng mai în față un pic, acolo și duci piciorul înapoi, dreptul, hai, coboară, bun, și sus, lovitură, și cobor, lovitură, cobor, lovitură, foarte bine, și expiră, foarte bine, bun, 4, 3, 2, 1, stop, excelent, celălalt picior, ia să vedem. Hai, te descurci foarte bine până acum. Un exercițiu foarte intens pentru partea inferioară a corpului. Bine. Bine. Întinde brațele, nu te grăbi. Încă două. Haide. Unu și ultima. Stop. Excelent. Bravo. Foarte tare. Asta bun. Da, mă, să-ți încep dimineața. Poftim? Asta da, mă, să-ți încep dimineața. Am înțeles. Bun, urmează un exercițiu de cardio. Ok. Punem banda elastică la nivelul unde ținem cureaua. Bun, și avem pe loc
genunchii sus, săritură față, înapoi. Sunt mai multe tipuri de antrenament, o să ți le spun pe parcurs ce o să faci. Hai! Să vedem, banda elastică exact. Bun, vii mai în față. Bun și, hai, genunchii sus. Bun, 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 bun. Banda elastică să fie tot timpul întinsă. Asta este perfect. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Motorul exercițiu, cobor în genul flexiune, da? Am săritură în față, săritură înapoi. Hai. 1, 2, bine, haide, haide, haide. 3, 4, 5, 6, atenție, stai. Excelent. Acum ne răsucim cu fața. Ok, perfect. Și picioarele depărtate. Bun. Și avem aici picioarele depărtate. Mențin linia picioarelor depărtate. Mă deplasez puțin în lateral, după care revin. Da? Hai. Și hop, hop și hop, hop, haide. Hop, hop, haide, haide. Hop, hop, haide, 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 haide. Ultimul, 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 ultimul. Haide. 4, haide. 3, haide. 2, haide. 1, stop. Excelent, bravo.